Ai grijă, fratele meu! Salut, bășacalilor, ce faceți? Bă, ce-i foarte ciudat e că episodul trecut am mai făcut un episod acum ceva timp și tricul ăsta am venea, dar acum uite la că când mă strâng aici, uite, se face chestia asta aici, știi, e ciudat. Da, revin după vreo două săptămâni pentru că știți bine că m-am mutat la Iași la facultate, acum am venit acasă la Bacău ca să pot să filmez, pentru că ghiși ce, unde stau eu la facultate nu am net și nu pot să postez, deci am venit acasă. Deci am bătut 200 de kilometri ca să filmez, bă, dați un like, ce naiba. Mă rog din toată inimioara mea să activați clopoțelul pentru că deja e o lună foarte proastă pe canalul meu, nu se trimit notificări și am zis să revin cu o serie super specială pe canalul ăsta. Trebuie să facem 30.000 de like-uri, că știu că vă place seria asta și nu uita, dacă râzi ești prost, așa că de fiecare dată când râzi trebuie să lași un comentariu și o să pun printr-un colț pe aici, de fiecare dată când râzi sunt prost. Mereu sunt prost, asta așa, ca fapt divers. Da, după cum se poate observa aici e videoclipul, deja îmi vine să râd, dar... Bă, jur, de fiecare dată când mă gândesc să nu râd, râd, ești prost. Jur că o să încerc să nu râd, o să mă abțin cât pot eu de tare și cine râde la-i prost. Să vedem de câte ori sunt prost, Doamne ajută, e rău, e grav, deci o să râd, fii atent, o să râd, fii atent. Fii atent cu să... Cum începem challenge-ul propriu zis, hai să vedem, îl avem pe bunicul pe... Băi, bunicule, ridică-te, bunicule! Ridică-te, bunicule, ce faci? Băi, Ok, asta nu e de râs. Bunicul ăla era de râs, într-adevăr. Ok, doi copii, ăsta râde. Ăsta micul râde. Trebuie să-i dau cap. Aparent sunt prost odată, asta e, dar nu vine, bă, cred că am fost trist în ultimul, chiar am fost trist în ultimul timp și acum asta e un fel de explozie așa de fericire, știi, nu știu ce, bă, nu venea să râd, dar nu știu ce, a ieșit așa de mine, știi ce, lasă. Să mor, gat, nu, două feți, două gagici, pe ocean, pe Dunăre, unde acolo, pe Dunăre, s-a dus, op, opa, n-ai, nu râd, tati, că am pățit și eu, m-am dus, ai grijă cățelul, bă, jur că toată faza e că eu n-am râs că s-a lovit cu capul. Că e ok să te lovești cu capul, dar tipa știi cum a făcut? A venit ușor și a făcut așa, știi cum ar veni? S-o tot dus, așa, știi? Ca trambulin, așa. Nu știu de unde a avut reflexul ăsta, adică s-o atins și o zburat, așa, știi cum ar veni? Bun, de două ori prost, promit că nu o să mai fiu. Hai, tanti, uai, de capul meu ce... Hai, de capul meu ce... Auliu, fetița mea, auliu! Bă, ai de capul mă. Bă, dar asta nu-s de râs, mă, asta nu-s de râs, că mă doare. Aici presim cu... Nu, mă, măcar de nevelea mingea în cap. Care erau șansele ca universul fix atunci, știi, să facă o planetă și să facă BUM 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 BUM. Nu înțeleg, jur. Ok, hai, bă, ne rovește. Ui. Băi, Bonnie, mă, n-am râs. Da, da, pe l... Au, fata. Ui, de capul meu, te-ai dus, plăcințica mea, te-ai dus. Fii atent. Ce doamne iartă mă fac alea acolo, mă? Oricum o să-l lovească. Bum. Ulu. N-am râs, nu. Dau un colo, frate. Fete, ok, fete, ok. Bine, nu înțeleg. De unde sunt fetele astea așa proaste? Adică acum fără nicio spărare. Dar înțeleg, încearcă tu să mergi așa prin România, știi? Să vezi două fete așa random într-un parc cu apă sau, mă rog, ce e aia. Așa că se dezbracă la bikini frumos și începe așa, se dă pe leagă. Știi cum ajungi o scâncanță, știi cum mă duceam și eu, bă. Da, stai liniștită că ești în costum de baie, tot ok. Bum. Am încercat să merg și eu pe asta la mare. Am încercat de a nu râd, că am încercat și am căzut, eu am dat cu capul direct. Mi-a venit aia așa în cap, m-am dus direct. Trebuie să-i se rupă, atâta, ori cade, ori rupe. Una din două se întâmplă, ori cade, ori se rupe. Vai de capul meu. Bine copii, aveți grijă, never say never. Ok, faci pișulică sau ce faci acolo? A, doi copii dră... Vai, ești nebună că faci pe... Mamă, cum o sări vulcanul, du-te. Bă, ești prost, cred că au traume. Ia, bum, mort. Finish it, du-te. Haide, ușor. E ok. Bine, mă, ăsta e cel mai leneș câine pe care... Bă, nu râd, dar nu înțeleg de ce nu. Ok, bun copii, aveți grijă cum alergați. 1, 2 și... Ok, al trei... E ok, am pățit, nu pot să râd. Două fetițe, drăguțe.
nebun la cam. Ok. Bă, ești prost, îți faci tavanul. Bă, o sparmă-ți-a ta... O sparmă-ți-a tavan, nu-mi vine să cred. Ok, s-a micușea. Ai, ce scârbos, da. Capu, 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 capu. Hai, te rog, toarnă bine. Băi, băiatule, bă, stai. Cum să-l torne așa, mă? Bă, și mă, s-ar filma, mă, Doamne, făceam ea asta, nu mai bea suc. Bea numai apă de asta, bea apă de aia, lăsam să bea. Bum, așa bea apă. O spar mingea, o spar mingea, să mor tu, ia. A păcălit baba. Baba s-a dus, baba. Nu, prank, i-o dat prank, ești nebun la cap. Ok. Bum. Unde-i mingea, boss? Unde-i mingea? S-a tot dus. Pinata, bum! Uai, și-o lua mare, mamă, e dat elefant, mamă. Ok. Cam așa, ăla sunt eu și ăla e 5-ul la română. Cam așa încercam și eu să fac, vorbesc serios. Ok, lovește, op, te-ai dus. Te-ai dus. Bă, nu înțeleg, un om așa mic, oare îl doare când cade? Ok, fata, ai grijă, op. Bă, fata, bă, ești proastă, rău să mă... N-ai cum, așa ceva, n-ai cum. Bum, ușor cu pinata. Knockout, ce să zic acum, knockout. Ai grijă să... Bă, se duc... Uai de capul meu. Băi, băiatul a dormit la volan. Bă, nu înțeleg de ce vine să râmă, dar uite-te atent, 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 atent. Atent. Ce șocat e. Ce șocat e. Bum. Op. Chide camera, fugi. Asta e. Ia uite, jucător de hockey. Nu, dacă nimerește. N-ai cum să ai așa țintă, n-ai cum. Ok. Vălău. Vai de capul meu, mă, cât de bine să râd. Ai grijă, fratele meu. Bă, n-ai cum. Bă, nu că vreau, nu, 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 nu. Nu că vreau să o dau pe 0.25 aici frumos. Să o văd așa slow motion cum îi vine. Ușor. Deci omul vede că racheta e îndreptată spre el, da? Se pregătește și a toată forța și când cade, bum! Direct în dinți așa aici, în ăștia doi, bum! S-o dus cu incisiv cu tot, bravo! Bravo, e o mișcare demnă. E o mișcare demnă, putem să revenim la normal acum. Ăsta s-a dus, ai terminat-o. Ok, ai grijă cu hamacul, ușor. Mamă, dacă cade în cap, s-a dus acum. Ui, și-a rupt totul în ea. Ok. Săracul. Uite ce față nevinovată are ea. Uite, uite, uite. Ma când mă gândesc, dacă analizez. Bă, încercați să analizați fatele ca mine, bă, vă rog frumos. Uite aici, analizează, ușor. Păi, vezi ce se întâmplă așa. Bum. Și-o vezi cum cade deodată și rămâne acolo. Cum să nu râzi? Ok, atletism. Ok. Bravo, bravo. Ok, Ricardo doarme, doarme Ricardo. Ok, Ricardo, băi Ricardo, ce ai făcut, băi? Băi Ricardo, spargi masa aia, băi. Ok. Cam genul de dată o să fiu și eu, cam așa o să fiu, fix așa de prost, jur. Na. Ok. Penibordu, ce ai făcut cu penibordu? Ia, penibord, un penibord în ochi. Grijă, grijă. Ulu, te-ai, mamă, te-ai iudat să mor. Hop. Ai de capul meu. Ok, băiatul meu, grijă. Grijă, Andreiuțule. Grijă. Ui, ui. Te-ai dus, Andreiuțule. Te-ai dus direct în apă. Te-ai dus, frumos. Bine, l-avem pe ăsta cum trage aici, frumos. Grijă. Ah, cred că previn ce se întâmplă. No, no, no. Mamă, dar nici nu s-a clintit omul vreun reflex. Nimica, bă. Nimica. Ah, s-a dus, prințesa. Doamne, aștă, Dumnezeu să o ierte. Rest in peace. Și rest in peace și pentru ăsta micu. Ducadam apără, apără Ducadam. Nu, desigur s-a repesat. Asta fac și eu cu fratele meu, bum, s-a dus. A, a rămas? Ia, băi, ăsta, bă. Bă, ăsta micu, te-ai dus să cauți supa. Ce ai făcut, mă? Oai, mâncați-aș sufletul tău. Dă-i. Nu te cred că e un câine. Nu te cred că era un câine. Nu, deci nu-mi vine să cred. Deci nu-mi vine să. Bă, n-ai cum, cât de. Marș, cum era, bă, fix! Îi citește o poveste. Păi nu știu de câte ori sunt prost, mă.
Drake Jesus, mamă. Uai, ți-o dat Hristos. Mamă, no, te-o rupt divinitatea, stop. Da, cam ăsta a fost videoclipul. Să-mi ziceți, bă, dar să jura, bă, să puneți de câte ori ați fost proști. Că nu cred că n-a râs unul odată, bă, că n-ai cum să nu fii prost odată la video ăsta. Așa că dacă sunteți proști, nu uitați să dați un follow pe Instagram. Mă rog, nu dacă sunteți proști, mă înțelege, nu, că sună aiurea. Să dați un follow pe Instagram, un comentariu de câte ori proști sunteți. În curând o să pun și vlogul cu mutarea. O să revin la normal cu episoadele, cu activitatea. A fost un pic plecat și am vrut așa să ies din mediul ăsta, așa, social media, știi? Da, nu uitați de un follow pe Instagram și cam asta a fost. Ăștia care ați rămas până aici, oficial nu mai sunteți proști. Aveți voie să ziceți asta în comentarii. Vă iert pentru că ați rămas până aici. Pa, bă!